Vă mulțumesc foarte mult! Mi-a plăcut cartea asta, dar mie câteodată îmi place să fiu chinuită. Mărturisesc că atunci când am citit-o, am simțit că parcă eram la o terapie de grup, o terapie de grup în care mai erau încă 103 femei în jurul meu. Și spun 103 pentru că vorbesc de cele 101 de intervievate ale Mihaelei și ale Mariei. Și, de asemenea, vorbesc și de autoare aici. De ce spun asta? Pentru că am simțit, este atâta realism și atâta autenticitate în interviurile astea pe care le găsiți în carte, încât o să vă bântuie foarte multă vreme această carte. Atunci când am început să o citesc, nu știu de ce, noi uităm foarte repede anumite lucruri care ni se întâmplă în viață, anumite lucruri pe care sunt triste. Și mi-am adus și eu aminte, în timp ce citeam interviurile cu femeile din județul Hunedoara, din Hunedoara și Sâncrai, când povesteau despre trăirile pe care le-au avut pe vremea comunismului. Eu am aproape 50 de ani, încă nu am 50 de ani, am 47 jumate, dar și eu mi-aduc aminte. Nu știu dacă voi ați prins atunci când era filmul Dallas la televizor, atunci comuniștii dădeau apă caldă, ca să trebuiască să te duci să faci baie, pentru că nu era foarte des, o dată pe săptămână. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte de momentele în care se tăia curentul, dar sunt sigură că vă aduceți aminte și lucrurile astea sunt foarte, foarte triste și foarte dureroase pentru că le trăim în momentul ăsta. Câte dintre voi ați fost trimise la cratiță, chiar și în zilele noastre? Despre asta este vorba, dar totuși, eu sunt o persoană optimistă și mă gândesc că am făcut progrese, pentru că n-au trecut decât 100 și ceva de ani de când noi am avut în legislație cum să-ți bați legal femeia, și anume, bățul nu trebuia să fie mai gros decât distanța dintre degetul mic și degetul mare, iar când o bați să nu se rupă. Deci eu cred că totuși am făcut niște progrese. Am aflat din cartea asta, deși știam că stăm foarte prost la foarte multe, pe foarte multe domenii la nivelul Uniunii Europene, dar am aflat din cartea asta că suntem la coada Uniunii Europene și când vine vorba de egalitate de gen. Și cred că asta vedem în jurul nostru. Și sunt uimită de acest lucru pentru că cred că fiecare dintre noi, fie că suntem femei sau fie că suntem bărbați, am avut în viața noastră un model feminin. Și poate că de cele mai multe ori ne gândim la mamele noastre, mamele noastre care, pe lângă faptul că știau să administreze foarte bine resursele, să aibă grijă de noi, să ne educe, mai aveau și treaba asta cu iubirea, cu dragostea. Asta eu cred că sunt niște calități pe care ar trebui să le aibă orice politician în zilele noastre. Dar femeile au fost puse în banca lor, să stea în banca lor, să nu iasă în față, iar cele pe care le vedem acum în politica românească, nu mă mândresc deloc cu ele, majoritatea dintre ele, multe dintre ele, sunt cocoțate pe scaune de către liderii partidelor, pentru că au fost obediente. Și mă doare foarte tare că noi avem atâtea femei de calitate și atâtea femei deștepte în țara asta, și totuși, societatea și gândirea pe care o avem noi acum le face să stea acolo în banca lor. Este o carte care, v-am spus, sigur o să vă bântuie. Sunt foarte legată de, într-un fel, de cartea asta, mai ales că, nu știu dacă știți, eu sunt născută în județul Hunedoara, iar cariera mea de jurnalist am început-o acolo, bineînțeles. Am bătut toate cotloanele, am fost în toate satele, toate comunele, toate orașele. Și am simțit că și călătoresc în zonele respective. Ce să zic? E o lecție de adevăr și tocmai pentru asta, pentru că nu este o ficțiune, pentru că este atât de real, atât de autentică, eu zic că merită să o cumpărați. O să trăiți niște lucruri dacă sunteți așa în jurul vârstei mele sau chiar mai mari decât mine. Dar pentru cele mai tinere, cred că este foarte important să citească această carte, pentru că este o adevărată lecție. Mulțumesc, este o onoare pentru mine că sunt aici. Mulțumesc foarte mult pentru această carte.